În imagini se vede cum unul dintre susținătorii candidatului social-democrat, supărat că favoritul său a pierdut competiția electorală, se așează în fața unei mașini în care erau udemeriști și îi provoacă la scandal printr-un gest obscen. Imediat apar alți 6 bărbați din aceeași tabără. Ultimii veniți îl scot cu forța din autoturism pe șofer, simpatizant al edilului Reales, și încep să dea în el cu pumnii și picioarele. Circulația este blocată, iar trecătorii privesc și ei bătaia fără să intervină. Șoferul agresat reușește în cele din urmă să scape de atacatori, se urcă în mașină și pleacă. Victima face parte din echipa candidatului UDMR, Radu Gheorghi, care a câștigat fotoliul de primar pentru a doua oară. După anunțarea rezultatelor, edilul se pregătea de o paradă prin comună în semn de mulțumire față de alegători. Incidentul a ajuns și la urechile primarului. La un moment dat, niște oameni din fața bufetului din Sântana au atacat coloana, au scos pe unul din mașină, l-au lovit cu picioare, cu pumnii, alții au scuipat o gașcă cu care domnul Bubou Viorel era tot timpul în campanie. Primarul susține că au mai avut loc incidente electorale între cele două tabere, dar nu de gravitatea acestuia. Numai domnul Bubou și-a exprimat nemulțumirea de mai multe ori, trecând lângă coloana cu mașina lui și vociferând la unii la alții. Poliția a început o anchetă. Atacatorii șoferului au fost identificați și vor fi audiați. Până la această oră, candidatul PSD Viorel Bubou nu a putut fi contactat.